Domnul iubește pe orice suflet și al lui iubire rămâne veci. Să cântăm într-una Domnul iubire, Domnul iubire, El ne-a iubit. Pentru păcate Iisus pe cruce închide moarte, jertfit a fost. Să cântăm într-una Domnul iubire, Domnul iubire, El ne-a iubit. Sus pe Golgota și-a dat viața ca să ne scape din vina grea. Să cântăm într-una Domnul iubire, Domnul iubire, El ne-a iubit. Dar în viața și azi e slavă și așteaptă ziua să vină ea. Să te binecuvântăm și îți mulțumim, Tatăl nostru, că și astăzi ne-ai făcut parte de harul acesta, ca în prima zi a anului calendaristic 2014 să venim cu toții în casa ta,
Să stăm, Doamne, înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău. Mulțumim, Doamne, că și astăzi ne vei ajuta ca prin credință să putem privi la dragostea Ta, să putem privi, Doamne, la Domnul Iisus Hristos, la Acela care a venit să ne răscumpere, să ne plătească prețul de salvare, de răscumpărare, prin însă sângele Său curat, sfânt și nevinovat. Mulțumim, Doamne, că și astăzi este o veste bună pentru toți cei ce ne aflăm și astăzi în casa Ta și nu numai, și pentru toți cei ce vor veni, Doamne, înaintea cuvântului Tău, să asculte, Doamne, despre împăcarea, despre salvarea pe care Tu ai pregătit-o, numai prin credința în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, că vei binecuvânta și astăzi cuvântul care va fi semănat, vei binecuvânta inimile noastre ca să ia aminte la mesajul pe care Tu dorești să-L faci cunoscut prin cuvântul Tău. Încredințați că Tu ești la lucru și astăzi, potrivit cu voia Ta, te binecuvântăm și noi. O, Doamne, Doamne, în fața Ta, eu pot trăi în lumină, seguindu-L ei în toate Ta, o față-n veselină. Văd mereu să strălucească veselii de fața Ta,
Toți veți pieri la fel. De acest verset o să ne ocupăm un pic mai târziu.
Acum să revenim la pilda pe care am citit-o, despre smochivă. Aseară am mai ascultat ceva, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, dăm un cuvânt pentru ca poporul, pentru ca noi copiii lui Dumnezeu să fim hrăniți. Pilda aceasta ne reprezintă mai mult pe noi copiii lui Dumnezeu, după cum și vom vedea. Stăpânul din, sau omul din pilda aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu. Via sunt credincioși. Smochinul îl reprezintă pe om, pe mine sau pe dumneata. Vierul sau îngrijitorul îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Aici arată că stăpânul sau proprietarul sau omul acesta, această pildă este o pildă, de obicei Domnul Hristos de vorbea în pilde, ca oamenii să înțeleagă mai mult. Și face această asemănare. Stăpânul căuta, de 3 ani de zile a căutat rod în smochin. De 3 ani de zile, în fiecare an se ducea și căuta rod. Și nu a găsit. Domnul Iisus face această asemănare între noi și smochin ca oameni, ca ucenici să înțeleagă această asemănare despre smochin, că smochinul este foarte roditor. Smochinul este un pom foarte roditor, bancă aproape cel mai roditor care există în Israel. El face rod aproape în tot anul. De aceea și Domnul face această asemănare între noi și smochin. Că noi trebuie să aducem roadă tot anul, nu doar din când în când. Adică vreau să spună că eu trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu, nu doar duminica sau cum este astăzi, miercuri, să trăiesc pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea să trăim în fiecare zi pentru El. Fiindcă suntem ai Lui, am fost creați să slujim de lauda slavei Lui. De ce Domnul face această comparație pe noi și smochin? Pentru că vrea să fim productivi, vrea să fim, să aducem roadă. Am auzit pe un frate că, care spunea că smochinul, prima dată când el nu face frunze, el face roadă. Nu știu dacă chiar este adevărat lucrul acesta, dar am înțeles de la acest frate că smochinul, prima dată, face roadă și apoi face frunze. Ce vrea să însemne lucrul acesta? Pe stăpân nu-l interesează decorul, frunzele, că este frumos, că este mare, ci pe stăpân îl interesează roadele. Pe Dumnezeu nu-l interesează la noi că suntem frumoși, că suntem în adunare, ci pe Dumnezeu îl interesează ca eu să aduc roadă. Dumnezeu vrea ca eu să aduc roadă. Dumnezeu vrea ca dumneata să aduci roadă. Și roada Duhului care ar trebui să mă caracterizeze pe mine și pe dumneata, ar trebui să se găsească în viața noastră, pentru că noi mărturisim și spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să se vadă roada Duhului în noi. Galateni 5:22 spune cuvântul lui Dumnezeu despre roada Duhului care trebuie să se vadă în viața mea. Sau trebuie să se vadă în viața dumitale. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Se văd aceste roade în viața mea? Sau se văd aceste roade în viața dumneavoastră? În anul 2013 aceste roade au fost prezente nu doar din când în când, pentru că noi nu mâncăm doar din când în când. Noi mâncăm zilnic ca să trăim. Noi bem apă zilnic. Noi respirăm în fiecare secundă. Viața mea trebuie să fie trăită înaintea lui Dumnezeu zilnic. Nu doar din când în când. Nu doar când îmi convine mie sau doar ce îmi place mie. Ci eu trebuie să trăiesc înaintea lui Dumnezeu zilnic. Așa cum trupul are nevoie de hrană zilnică, tot așa și sufletul nostru are nevoie de hrană zilnică. Dumnezeu binecuvintează pe omul care aduce roadă sau care trăiește în ascultare de Cuvântul Său. Cuvântul Sfânt spune, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,
nici pe urmașii lui, cerșindu-și pâinea. Niciodată un om care s-a temut de Dumnezeu, care a ascultat de Dumnezeu, nu a fost părăsit, ci a fost binecuvântat de Dumnezeu, a fost răsplătit de Dumnezeu. Smochinul este foarte productiv. Aduce foarte, foarte multă roadă. Și aduce foarte multă roadă omului, sau proprietarului, sau stăpânului. Ce vrea să-mi spună mie asta? Că eu trebuie să fiu productiv. Că eu trebuie să aduc roadă. Nu doar Galateni 2:22. Sunt multe alte lucruri care noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să le facem, după cum și vom vedea. Noi trebuie să fim productivi pentru că așa dorește Dumnezeu, fiindcă am fost chemați nu să fim leneși, nu să stăm degeaba, ci am fost chemați să lucrăm împreună cu El. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Cine? Eu un păcătos care am fost iertat, dumneata un păcătos care ai fost iertat, dumneavoastră care ați fost iertată, sunteți chemați să lucrați pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. În Biblia aceasta Domnul vorbește despre stăpân că, sau despre omul acesta proprietar, că era foarte nemulțumit. Și este normal să fie nemulțumit. Pentru că și dumneavoastră, dacă ați avea o afacere, de exemplu, și afacerea dumneavoastră nu ar produce, adică afacerea voastră nu va aduce câștigi. Cu siguranță că eu, dacă aș fi în locul acestui stăpân sau în locul acestui om, aș face la fel. Nici n-ar mai sta la discuție. Adică, ce să fac? Să-l țin ca să-mi aducă pagubă? Adică să țin afacerea sau ceea ce eu fac ca să câștig ceva, să-mi aducă pagubă? Nu. Și în cazul acesta, aș fi zis direct, l-aș fi tăiat. Tot, noi oamenii suntem mult mai duri. Dar Dumnezeu care este plin de dragoste, Dumnezeu care nu este ca noi, că dacă ar fost ca noi, aici nu mai era nimeni. De aceea este Harul lui Dumnezeu, de aceea este anul de îndurare, de aceea este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Noi, dacă am fi fost în locul stăpânului, ar fi fost dezastru. Dar slăvit să fie Dumnezeu, pentru că El nu este ca noi. El este Dumnezeu plin de dragoste și de iubire față de toți oamenii. Și îi cheamă să vină să se pocăiască. Și pentru dumneata care nu te-ai pocăit, Dumnezeu te cheamă și te invită să vii la El. Stăpânul era nemulțumit. Pentru că nu a găsit rod. Pe stăpân nu-l interesa că smochinul era frumos. Că avea frunze. Că avea un decor frumos. Nu-l interesa lucrul acesta. Pe stăpânul îl interesa roadele. Pe Dumnezeu, nu că nu-l interesează, îl interesează prezența noastră în adunare. Este foarte bine că am venit la biserică să lăudăm pe Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează să aducem roade pentru slava Lui. Problema smochinului nu erau frunzele. Nu era prezența Lui, pentru că El era vie. Problema noastră a creștinilor nu este problema că noi suntem afară. Sau că noi am comite păcate, cum spun oamenii, grave sau păcate. Problema smochinului din vie, din pilda aceasta, era că El nu a adus rod. Deci El era prezent. Ce vrea să spună mie asta? Că eu care sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt prezent aici. Dar chiar dacă nu comit păcate, chiar dacă nu mint, chiar dacă nu fur, chiar dacă nu drăguiesc, chiar dacă nu fac păcatele pe care le face lumea întreagă, chiar dacă dumneata nu faci păcatele pe care le face lumea întreagă, problema smochinului era omiterea, a omis. Noi nu facem păcate de comitere, să comitem păcate. Noi facem păcate de omitere, uităm sau nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a zis să facem. Și Cuvântul Sfânt ne spune clar ce trebuie să facem. Problema smochinului era de omitere. Nu a făcut rod. Acum, revenim la noi. Problema noastră a creștinilor. Pentru că marea problemă a creștinilor din ziua de astăzi nu sunt păcatele de comitere. În general, se mai găsește pișpecul la oameni care vin în biserică, dar care n-au treabă cu Dumnezeu, care își permit tot felul de lucruri care spunem noi că nu sunt ortodoxe, adică nu sunt normale pentru un om care s-a întors la Dumnezeu. Problema noastră este că omitem să facem voia lui Dumnezeu, omitem să facem vizite, omitem să ne rugăm unii pentru alții, omitem să plângem cu cei ce plâng, omitem
multe și multe alte lucruri. Să slujim spunând că nu am timp. Noi, creștinii, suntem chemați să trăim pentru El și să lucrăm pentru El. Stăpânul, când a căutat în smochin, El a văzut că era prezent în vie. Dumnezeu vede că noi suntem prezenți în adunare, în biserica Lui. Dar putem să fim prezenți aici cu trupul și gândirea noastră să fie în altă parte. Te întreb acum, pentru că este o zi a cercetării, este prima zi a anului, ești prezent aici cu trupul, dar și cu sufletul. Dumnezeu astăzi vrea să mă cerceteze pe mine și vrea să mă cerceteze pe dumneavoastră ca felul în care noi începem acest an. Putem să-l începem bine și să-l sfârșim rău. Putem să-l începem rău și să-l sfârșim bine. Dar putem să începem bine și să-l sfârșim bine. Aceasta depinde de felul în care eu accept sau nu accept pe Dumnezeu în viața mea, de zi cu zi. Noi suntem prezenți în adunare, dar îl lăsăm pe Dumnezeu ca să ne cerceteze? Îl lăsăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească? Chiar dacă noi spunem că ne-am pocăit. Ok, ne-am pocăit, dar acum cum trăim? Cum s-a sfârșit 2013? V-ați făcut un bilanț? Înfrânți? Sau învingători? Cum începeți 2014? Slăviți să fie Domnul că îl începem bine. Acolo unde revasă pe binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Dar poate să fie și un început glorios pentru cei care au venit de atâta timp în adunarea aceasta și care încă nu s-au hotărât. Cât crezi că va mai îngădui Stăpânul să ignori, să refuze această dragoste măreață care Dumnezeu, din dragoste pentru mine și pentru dumneata, l-a dat pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus pe cruce ne-a împăcat cu Tatăl, fiindcă ne iubea și fiindcă te iubea pe tine și pe dumneavoastră. Este foarte important să fim prezenți aici, în locul acesta, și să spunem ca acel copil sau ca acel om, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Doamne, eu sunt prezent în adunare, te rog, vorbește-mi Tu, dar vorbește mie. Că de multe ori noi, când suntem aici prezenți, putem să spunem, aoleu, ce bine ar fi dacă ar aude și cel de lângă mine. Aoleu, ce bine ar fi dacă aude și sora de lângă mine. Dar vă întreb, ce bine ar fi dacă aș auzi eu? Sau ce bine ar fi dacă ai auzit dumneata care auzi acest mesaj? Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să fii productiv. Dumnezeu vrea să aduci roadă. Dumnezeu vrea să se vadă roada Duhului. Să ne aducem aminte de Domnul Iisus. Ceea ce spune în Matei, capitolul 24. Aduceți-vă aminte când le spune, Domnul Iisus le spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Cui? Celor care au comis păcat? Nu. Celor de afară? Nu. Haideți să scriem câteva secunde. Matei, capitolul 25, începând de la versetul 41. Să vedeți ceea ce spun, ce le spune Domnul la acei oameni care n-au comis păcate, ci au omis. Apoi va zice celor de la stânga lor, lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flământ, fiți atenți. Căci am fost un flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit de la mine. Atunci îi vor răspunde, și ei. Doamne, când am văzut noi flământ sau fiind sete, sau un străin sau gol, sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El, drept răspuns, le-a zis. Le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut, atenție, ați omis. N-au făcut păcate. Aici lui nu le spune că ați făcut păcate și din cauza aceasta i-a trimis în foc. Ați omis păcate de comitere și păcate de omitere. Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte desemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. În multe biserici, chiar și aici, se vorbește împotriva păcatului și este foarte bine. Se spune că dacă minți, te duci în iad. Și este clar, pentru că Biblia spune. Dar când este frigoși, necredincios, frigoși, ucigași, curvarii și toți mincinoși și partea lor este iadul. Și este foarte bine. Se spune să nu vorbiți de rău și este foarte bine.
Se spune să nu faci cu tare lucru. Se spune să nu te uiți la biserică. Se spune să nu practicați. Este foarte bine. Dar se opresc aici. Cuvântul lui Dumnezeu îi spune, acestea sunt păcate de comitere. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și spus tot. Noi trebuie să nu omitem, să nu... Ceea ce suntem chemați să facem. Este foarte bine că nu facem păcate. Nu comitem păcate. Dar să fim atenți să nu omitem. Vom fi judecați nu doar că am comis, vom fi judecați și dacă am omis voia lui Dumnezeu. Stăpânul, problema noastră este că noi ne motivăm că nu avem timp. Tot timpul spunem, când cineva zice, haide să mergem într-o vizită, nu avem timp. Când cineva spune, haide să facem cu tare lucru, nu avem timp. Aceasta este, aș putea spune, o scuză ușoară sau ieftină. Pentru că ne facem timp pentru lucrurile care le iubim. Avem timp să mergem la grătare, avem timp să mergem la munte, avem timp să mergem la mare, avem timp să mergem unde ne place. Dar pentru lucrurile la care am fost chemați, nu ne facem timp. Și Dumnezeu ne va chema și pentru aceasta la judecată. Toți suntem chemați să lucrăm. Am făcut noi ceva. Cât am lucrat în 2013 pentru Domnul? Ce am făcut noi? Stăpânul 3 ani de zile a căutat rod. Câți ani o fi căutat în viața mea să vadă dacă adun rod sau roade? Câți ani o fi căutat Dumnezeu în viața dumitale să vadă dacă ai dus roadă? Să vadă, eu am fost leneș, am omis, să vadă dacă dumneata ai fost leneș sau leneșe sau ai omis să aduci roadă? Stăpânul ia decizia aceasta. O decizie dureroasă, dar dreaptă. Taie la ce se mai cuprindă și pământul degeaba. V-ați gândit, iubiții mei, dacă primii creștini ar fi fost ca mine sau ca dumneavoastră, Evanghelia Harului, Evanghelia Dragostei lui Dumnezeu ar mai fi ajuns până în zilele noastre? Gândiți-vă la viața pe care o trăim zi de zi. Cât lucrăm pentru Dumnezeu, cât trăim pentru Dumnezeu. Ar mai fi ajuns Evanghelia până zilele noastre? În ce mă privește, vă spun că nu. În ce mă privește. Dar întrebați-vă pe dumneavoastră. În ce mă privește? Ar mai fi ajuns Evanghelia? Dar slăvit să fie Dumnezeu, pentru că în toate timpurile a avut oameni care să se depărteze de fără de lege, a avut oameni care să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, a avut oameni care au slujit lui Dumnezeu, care au lucrat pentru Dumnezeu și care au zis, Doamne, pământul oricum va arde cu tot ce este pe el. Nu avem timp, mi-a spus și mie, să nu credeți că mai exclud. Nu avem timp pentru că ne facem case, ne cumpărăm 2-3 mașini, ne facem tot felul de lucruri, de fiecare dată se schimbă câte ceva și vrem ce este nou. Dar noi uităm că ce a spus fratele, noul este să fim schimbați de el, să trăim pentru el. Și nu avem timp. Și atunci când apar lucrurile de diavol, îți dă de lucru. Că na, dacă apare ceva nou și vrei să-l cumpărăm, trebuie să muncești. Și atunci, dacă vrem ceva nou, muncim și timpul se scurge. Aceasta mi-a spus și mie. Dar ce-ar face Domnul dacă ar fi în locul meu? Slăvit să fie că tot timpul și-a păstrat o lămășiță care a trăit și a dus Evanghelia până la marginile pământului. Noi, oamenii, suntem chemați, așa cum spune cuvântul, duceți-vă și vestiți Evanghelia până la marginile pământului. Această chemare este pentru toți. Este fără excepție. Nu doar unii. Duceți-vă și faceți ucenici. Ucenicii se fac nu doar se convertesc. Ucenicii semnează să-L crezi. Ucenicii semnează să crească în adunare, dar dacă convertirea înseamnă să se pocăiește, crede în Domnul Hristos și atât. Dar ucenicia este să crească, să fie hrănit. Dacă nu aduc rod, sau dacă nu aduc roade, să știți că hotărârea este clară. Nu se încheie în capitolul, în pilda aceasta, că ar fi eliminat tăierea. Lasă-l și anul acesta. Poate va aduce rod. Dumnezeu n-a mai lăsat încă o zi de har. Poate este ziua îndurării sau ultima zi din anul de îndurare. Doamne, ajută-ne să aducem roadă. Doamne, ajută-ne să trăim pentru Tine. Ajută-ne să facem voia Ta. Fie ca acest început de an care astăzi îl începem, să începem cu Dumnezeu, să facem schimbări, așa cum spunea fratele, să ne rugăm, Doamne, iartă-ne că în 2013,
Sau până în 2013 n-am adus roadă, sau n-am adus multă roadă. În versetul 5 care l-am citit special, ca să pot să-l pun la sfârșit, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Toți oamenii care nu se pocăiesc, vor pieri la fel, acolo cuvântul spune mai multe. Dar mă refer la lucrul acesta. Toți oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu trebuie să se pocăiască. Depinde de felul în care ei trăiesc pe pământul acesta, voi petrece viața în veșnicie. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Inclusiv una ta care nu te-ai întors la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să mergi în ea. Dar aceasta este hotărârea ta, pentru că tu alegi. Dacă vei merge în ea, este doar vina dumii tale. Pentru că l-ai respins pe Domnul Hristos. Pentru că ai refuzat dragostea lui Dumnezeu. Pentru că pe 1 ianuarie 2014 ai ascultat mesajul de dragostea lui Dumnezeu și ai acceptat în continuare să ignori că Dumnezeu te iubește, ai acceptat în continuare să ignori invitația Domnului Hristos care te cheamă la pocăință, care te cheamă să te ierte. El vrea astăzi să-ți dea viața. Tu vei, sau dumneavoastră vreți, care nu v-ați întors la Dumnezeu. El vrea astăzi să te ierte. Vrei să acceptați iertarea lui Dumnezeu? El vrea astăzi să-ți dea speranță, să-ți dea pace, să-ți dea bucuria mântuirii. Dumneavoastră vreți? Depinde foarte mult de ceea ce dumneavoastră alegeți. Veți fi cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Fii înțelept, dragul meu sau draga mea, fii înțelept și sau înțeleaptă. Și hotărăște-te astăzi, în această zi a anului, pentru Dumnezeu. Nu știi dacă te mai termina această zi. Primește-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Spune Domnului, Doamne, îmi pare rău că am păcătuit mult. Îmi pare rău că te-am supărat mult. Te rog, iartă. Am făcut atâtea lucruri care mi-este rușine. Dar, Doamne, ți le mărturisesc ție, pentru că la Tine găsesc iertare. La Tine găsesc alinare. La Tine găsesc viață. La Tine găsesc binecuvântare. Tu ești speranța. Pentru că toți oamenii mă pot părăsi și mă vor părăsi. Dar Tu, Dumnezeu, niciodată nu mă vei părăsi. În încheiere, iubiții mei, poate este ultima chemare. Dumnezeu oricum te cunoaște. Știe că de ani, poate de zile, ani de zile l-ai refuzat, l-ai respins, ai amânat. Și acum mai încearcă încă o dată. Cu dragoste. Vrei să vii la Mine? Este cineva astăzi care vrea să iasă învingător în prima zi a anului? Este cineva astăzi care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor? Nu-ți fie rușine. Dacă îl primești pe Domnul Hristos, tu câștigi. Dacă te pocăiești, te pocăiești pentru dumneata. De aceea, te rog în numele Domnului Hristos, vino la El, primește-L pe Domnul Iisus Hristos. Dacă mărturisești cu gura ta și dacă crezi din inima ta, ești mântuit. Vrei astăzi să fii mântuit? Tu-ți cunoști viața. Tu cunoști că ai păcat asupra ta. Primește-L pe Domnul Iisus Hristos. Iar pentru noi care ne-am întors la Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu ca acest an să fie un an productiv. Să aducem roadă, tot mai multe spre slava lui Dumnezeu și pentru binele și fericirea noastră veșnică. Realizează, dragul meu, că viața aceasta se scurge. Este foarte scurtă. Noi suntem trecători. Nu timpul. Timpul este același. Noi suntem trecători. Dar n-am să plâng că astăzi, pe 1 ianuarie, m-am pocăit și întors la Dumnezeu. Dar dacă astăzi trec în veșnicie sau dacă astăzi treci în veșnicie și nu te-ai pocăit și nu te-ai întors la Dumnezeu, ai să plângi și vei plânge amarnic, dar atunci va fi prea târziu. Domnul să-ți dea har ca acum să te întorci la El, să-L primești pe El și pe noi să ne binecuvinteze și să-L așteptăm pe El, pentru că El vine. Amin. Amin. Te aud o glas.